Merge. Claudiu, a câtea promovare ești capabil să o realizezi? Sper a treia consecutivă, adică mai mult ca sigur să fie a treia consecutivă și sper a patra, din Liga 2 în Liga 1. La FIF ce e promovare mai? Păi mai am o promovare pe Farul, promovare cu turnul Grepe, pe ce Dragnea sau cum se numește, și acum urmează a treia consecutivă. Asta e obiectivul? Siguranță. Obiectivul de anul acesta, obiectivul de la anul viitor va fi promovezi în divizia de ce? În 2 ani în divizia? Eu așa cred. De asta am și venit aici. Unde vei juca până la urmă? La Severin? La Târgu Jiu, unde dorește primarul? La Craiova? Eu sper la Craiova, dar eu știu. Nu mă pricep prea bine, nu știu prea multe detalii, unde, cum, ce fel. Oriunde jucăm, sperăm să fie bine și să promovăm. Adică anul acesta nu cred că o să avem nicio problemă. Ai emoții la întâlnirea cu Eugen Trică? Nu am emoții la întâlnirea cu Eugen Trică, am emoții la întâlnirea cu Super, că e sincer că chiar am rămas impresionat de ei și vreau să mă susțin în continuare, să susțin echipa în continuare, cum am făcut-o și până acum. Ai un dor, o mână plină de tatuaje, o pregătire și a doua cu promovarea, segmente din promovare? Să sperăm că da, de ce nu? Dar mi-ați dat o idee foarte bună. Ce să zic? Ce reprezintă tatuajele după mâna? Niște semne religioase, niște mai multe momente din viața mea, să spun așa. Obiectivul personal care este? Obiectivul personal e, cum v-am spus, promovarea. Nu am un obiectiv neapărat personal. Am venit să promovez. Important este să câștige echipa meșnemea și nu trebuie să fiu eu să dau multe goluri. Important să promovăm și să fim fericiți la sfârșitul meu. Cum ar fi stadionul Oblemenco într-un meci între CSU și voi? Un stadion plin, numai cu suporteri FC-uri. Clar, cum a și fost de atâtea ori, adică de două ori. Țin minte, am jucat în 2012, practic era meciul nostru de acasă, am jucat la CSU și era să avem plin numai cu fani FC-ul. Sper să fie la fel meci de meci, cum ar fani FC-ul, adică sunt sigur de asta, să ne susțină oriunde o să jucăm. Îi așteptăm cu mare drag. Mersi!